Dragii mei, continuăm rubrica noastră în care vrem să demonstrăm că? Sau să contrademonstrăm că fetele sunt foarte pricepute. La ce? De multe ori se zice că o fată nu știe să-și monteze mixerul de bucătărie. Doamne, fete! De-aia ai nevoie de mine, de Vasile! Că fata nu știe să deschidă borcanul. Că fata nu știe să facă Lego-ul ăla mic. Nu e, domne, deloc așa. Noi avem doi cobai pe Ramona, pe care am moștenit-o. De fapt, ce s-a întâmplat? Lăsat-o într-un coș de nuiele pe trept. Când au plecat Ristei și Diana, au lăsat aici pe Horu și au uitat să-i spună că e dat afară și a continuat să vină. Acum noi nu suntem fraieri să zicem că nu. Da. Știți, domnii aceia care ies la pensie, de obicei din postură de contabil sau magazonier sau așa, da. Și vin în fiecare zi la muncă, deși au ieșit la pensie și nimeni n-are tupeu să le spună, știți, asta nu mai lucrați aici, că ați ieșit la pensie, bucurați-vă de nepoți. Ei, fiindcă așa sunt obișnuiți, dacă 45 de ani au venit în aceeași oră, în aceea zi, sau mă rog, în toate zilele la muncă, ei vin așa și Ramona. Și noi mai ținem, băi. Cobaiul unu este Ramona și alt șoarece de laborator este Andreea, ucenica noastră. Pentru aceia dintre noastre care ne întrebați ce facem cu ucenicele, păi exact ca în România, una a plecat să muncească afară și una ni s-a stricat. Andreea și ea este implicată, fiind prietena bună a Ramonei, în acest proiect. Astăzi... Da, tot de la fermă? Tot, îți dai seama, de acolo, din județ, pe loc. Tot de la Călăraș și Șandre? Tot de la Călăraș, da. Bun, fetele de la Călăraș... Așa o să le spunem. După ce au ridicat drona pe bune și s-au conectat cu telefonul aia, ceea ce nu e ușor pentru o fetiță, de data asta au fost puse într-o situație în care... Ia. Ești pusă mai rar în zilele noastre. Mm. Să facă un cort. Ce? Cort. Cort. Să instalăm un cort. Bă, eu cred că ele... Nu. Eu cred că ele pot instala un cort. Nu vorbim de corturile adolescenților. Și numai uitându-se. Nu. Se uită și tineri adolescenți la noi, nu de corturile alea este vorba. Nu se apucă de tijă. Așa am crezut, bun. Da. Cortul vine împachetat, are o fotografie pe el. Cu... Vine împachetat, că stă mult la cărciumă. Cum ar trebui să arate în versiunea finală. Dar pentru că multe fete zic, hai mă, n-ai mai pus cortul ăla odată, dacă tăția, da. Am decis să vedem pe bune, de la T0 la da. T1. Noi suntem și cercetași în gașca asta, plecăm în fiecare weekend. Dar se întâmplă, uite, îți faci un iubit montaniar. Montaniar. Și ăla vrea să vadă, apucăm, te pricep doar la Valentino sau te pricep și la... Aha. Bine, măi, te duci. Plecăm cu termosurile, cu alea, ne facem backpack-urile alea, ne pam, niște lucruri, să punem fie light, care, să fie... În pom, să nu vină noi, ursul. Stă nebun la cap, avem aia butelie, are aurică, două butelii, mai e una de la Mogoșaia, în 64 sau de nu știu de când. O ținem pe aia, facem ceai, umple sifoanele, păi nu mergem. Fix așa munte. Ne-am gândit, exact când ne-a provocat Dani. Da. Nu mă refer la actul în sine de mers la munte, ci la exercițiul ce presupune ca fetele să facă acțiuni care de obicei, zic de obicei, sunt destinate băieților. Haideți să vedem cum e cu cortul. Salut, sunt Dani, am ieșit de fix 2 minute de la Neața, e 12 și 2 minute la mine. Astăzi ar fi ziua în care testul cu fetele noastre, Andreea și Ramona, trebuie să se întâmple din nou. După ce au ridicat drona, mulți spus ridicată, după ce ne-au pierdut un card pe care nu l-am găsit nici acum, astăzi încercăm să le punem pe fete să se reîmprietenească cu natura. Deși ele acceptă orice, au zis că pot monta un frigider, pot face un smart watch, se conecteze la telefon. Astăzi avem o surpriză pentru ele. Le punem să monteze un cort. Ce m-a fi trimis pe noi cu cortul, Dani? Nu știu ce idee are și ăsta în cap, serios. Dă-i cu ăsta, că eu nu mai car nimic. Dar nu mai pot. Parcă nu mai ajungem odată. Trebuie să găsim un loc. Ne spune un cort, ce-o fi în capul? Dar unde stăm? Hai, lasă. Nu știu, frate, în viața mea n-am fost cu cortul, n-am montat niciodată un cort. E foarte greu, e incredibil de greu. Fată, știi ce se întâmplă prima dată când ajungi la pădure? Ia zi. Dă mâna. Prin pădure pe cărare o fost, mândră mă chema la mare, la mare. Noi n-avem ce să facem cu așa ceva. Uite niște cuie.
erau bețe, cârpe, cuie pe jos pe acolo. Și ce, era mult mai ușor să fac o casă cu tot cu fundație. De jos să încep. Mult mai ușor era. Ce deci, uite, prima oară luăm bețele. Astea sunt bețele? Am găsit de pescuit. Păi ce bate vântul. Deci că e fizică cuantică montatul unui cort. Nu cred că sunt bune, că sunt rupte. Pe bune, mă? Cort? Adică cort? Era mult mai funny cu drona, care nu mai era. E bine așa, e bine rău. Dar ce bine te-ai gândit să-l legi așa. Da, dar mai bine te-ai gândit tu să facem gardul ăsta, nu? Un pic așa design, nu? Și știam că ăștia au inventat și corturile cu garduri. Ia uite, mamă, ce tare. Păcat de vânt, că dacă nu era vântul, în 3 minute era la linie, tot aranjat. Știi cum era? Da. Dragă Dani, este ora 6 și ceva după amiază. La ora 1 ne-am apucat de cort, dar cu ajutorul netului am reușit să-l facem. Ta-da! Uite, Dani, am reușit! Cred că ești foarte mândru de noi. Să știi că e foarte mișto. După ce l-am montat, viața la cort e super tare. Și da, mai rămas pe aici să ne relaxăm puțin și noi la aer liber. Avem dreptate, Dani. Natura e minunată. Fată! Ia uite ce câine! Uite un câine frumos! Mamă, dar ce mare e! Ai, ce frumos e! Cred că e cățel de ăla de munte, știi? Da, nu? Foarte frumos! Ia uite-mă! Hai, vino! Hai!